Sindicatul din învățământul preuniversitar din județul Hunedoara continuă seria acțiunilor prin care își exprimă nemulțumirile cu privire în special la neaplicarea legii salarizării, care nici după 5 ani de la adoptarea acesteia nu își face efectul. După comisia paritară de la nivelul ISJ Hunedoara, mâine 150 de cadre didactice vor picheta începând cu ora 13 prefectura Hunedoara. Protestul este autorizat însă fără suport al organelor de ordine, așa cum se proceda până acum. Pichetată prefectura, undeva în jur de 100-150 de persoane. Acum am un pic de mulțumit de faptul că organele statului nu fac nimic. Adică n-au dat aprobare, dar nu ne asigură zona, nu pun garduri de protecție, nu pun bandă. Avem acțiunea aprobată, dar mi se impun niște reguli. Adică organele statului, poliție, jandarmerie și, mă rog, ce alte organe sunt implicate în chestia asta, nu fac nimic. Cât au zis, da, aveți voie să faceți, nu aveți decât dar, să aveți așa, să faceți așa, să, mă rog. Pavel Rusu declară că totuși și fără sprijinul organelor de ordine, zona de protest de mâine va fi delimitată, dar prin alte mijloace.